Bun, acum că am scăpat de emisiunea în care mi-am plăcut mie mult, trecem la așa. În devoția spirituală a omului, cred că unul dintre cei mai importanți factori este iertarea. Iertarea este un factor foarte important și în devoția spirituală și mai ales în vindecarea spirituală. Deci, e foarte importantă iertarea în practica terapeutică. Tot ce pot să spun este că oamenii care nu iartă, nu se vindecă. Da? Bun, haideți să vedem mai întâi cum acționează neiertarea asupra psihicului uman. Și să zicem, domnule, nu ierte nu știu cine, că mi-a făcut nu știu ce. În momentul în care eu nu iert pe cineva că mi-a făcut ceva, acel ceva, acea întâmplare, rămâne în câmpul meu. Da? Această chestie este o conexiune relativ la o întâmplare trăită de Domnul. Da? Deci, automat, ce se va întâmpla? Va crea o coadă cu persoana respectivă. Deci, automat, pe ce string voi permite intrarea în câmpurile mele a toate info-energiile negative ale omului respectiv. Deci, în momentul în care eu nu iert pe cineva, de fapt, asupra mea vin toate energiile lui negative. Motivul pentru care relațiile cu foști oameni, cu foști iubiți, cu foști soți, cu foști patroni, cu. Ai senzația că vin peste tine, că nu știu ce să fac, că te atacă. Deja nu atacă pe toată lumea. Și încercam să înțeleg eu, dar de ce e așa, toată lumea are impresia că eu atac? Nu e problema mea, că eu n-am timp să-i atac. Totuși nici nu sunt curios. Nici n-aș avea ce să învăț de la mulți dintre ei. Ei, și atunci ce se întâmplă? Prin faptul că ea nu e tergizat de mine, toată energia negativă care vine peste mine, evident că și eu frumos. Deci eu le mulțumesc pentru neiertarea lor, pentru că pur și simplu mă curăță de tot ce e negativ pe mine. Deci, repet, orice neiertare a noastră presupune acceptarea în câmpul meu a o energie negativă relativ la altă persoană. Asta este importanța iertării. Plus că, dacă mai spun și Tatăl nostru, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile, mă condiționez și negativ. Deci, pe lângă faptul că eu nu-l iert pe nenea asta, nu mai iertă nici pe mine Dumnezeu. De ce? Pentru că nu are să-l iert pe asta. Și atunci, modificați Tatăl nostru, că oricum ne-a dus greșit. Și spuneți, și iartă nouă greșelile noștri, și iartă, mă rog, și ne iartă nouă greșelile, chiar dacă noi nu putem să iertăm greșiților noștri. Că oricum Dumnezeu e mai înțelept decât noi și e capabil să ne ierte chiar dacă noi nu putem să iertăm cu neam. Există un parametru în radiestezie care înseamnă chip. Capacitatea de iertare a păcatelor. Da? Această capacitate de iertare a păcatelor îți dă dimensiunea sinelui omului respectiv. Adică, cât de bun este omul la nivel de sine. Bun. Problema este că un om care nu iartă, automat se va conecta la energii negative, automat se va conecta la entități negative și faptul că nu-l iartă pe cineva, îi dă voie și toată energia. Deci dacă eu nu iert și el mai e și negru, și păcătos, și mason, și vrăjitor, și mai ce o fi el acolo, la mama lui, că poate să fie de la Daniel la oricine, automat îi voi da loc să intre mine. Dacă pe mine mă doare în flecul de o persoană, n-are cum să intre mine. Pentru că nu mă interesează. Nu mă refer la magie. Aici mă refer strict la principiul neiertării. Deci eu îi dau voie răului să intre mine prin ce? Prin neiertări. Atât de importantă iertarea. Întrebări. Iertarea este un act născut din iubirea? Iertarea este o dovadă a iubirii. Deci, cea mai mare dovadă de iubire este iertarea. Păi imaginați-vă, aveți un copil, da? Ăla face toate prostiile. Nu-l iertați? De ce? Pentru că iubiți. Nu practicați aceeași iertare cu oricine. Indiferent că e soțul, că
că e, cum să spun eu, că e un prieten, că e o prietenă, că e altcineva. Dar față de copilul vostru ați văzut, mamă, ce iertători suntem toți. Și asta se spune ce? Pentru că îl iubiți. Ei, la fel ar trebui să iubim pe toți. De să spunem de 70 de ori câte 7. Să ierți. Da? Dar, evident, câteodată ți-e greu să ierți. Nu? Și te consideri îndreptățit să reacționezi. Dar câteodată asta este greșit. Singura motivație la reacțiune este în momentul în care se pune problema școlii. Deci eu am voie să contraatac la ora actuală numai că la nivel de școală sau pentru că, mă rog, așa hotărăște Dumnezeu. Altfel, eu n-am voie să fac, să dreg pentru că simt eu sau nu eu, chiar nu mă interesează. Bun. Deci, plecasem de la iertare ca act de iubire. Da, iertarea este un act de iubire. Gândiți-vă, Hristos era pe cruce și spunea, Doamne, iartă că nu știu ce fac. Avem până acolo, asta e clar, dar Hristos rămâne modelul uman ideal. Și acolo trebuie să ajungem. Doamne, iartă că nu știu ce fac. Ok? Mai departe. Și atunci, neiertarea este păcat? Absolut. Nu, neiertarea nu e un păcat, e un însușire. Faptul că nu ierți, te afectează pe tine. Nici măcar... îl afectează și pe cel care nu iertat într-o oameni care mă sună. Dar nu neapărat. Adică, faptul că nu ierți pe tine te conectează la rău. Nu omul ăla. Și atunci, neiertarea ta te conectează la rău. Asta e ideea. Iertarea este o eliberare? În momentul iertării, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu adevărat iertarea? Nu că am uitat ce s-a întâmplat. În momentul iertării, punctul ăsta nu mai există. Deci nu mai există stringul ăsta. Și automat, nu mai am nicio trăire negativă relativă la persoana respectivă. Deci eu acolo trebuie să ajung. Adică, în momentul respectiv, nu mai sufăr. Vreau să ajung ceva. O femeie violată nu se vindecă până nu-și iartă complet agresorul. Un copil abuzat nu se vindecă până nu-și iartă pe cel care l-a abuzat. Părinte sau ce-a fost el. Nu se poate. De ce? Pentru că acea neiertare din el creează boală. E ca un vierme. Neiertarea e ca un vierme care te roade în suflet. Și nu se mai minte să fii fericit. Că tot timpul să-ți vine în minte. Și de multe ori când ții lumea mai drag. Și atunci, iertarea este o eliberare. Când ai iertat, poți să trăiești. Când ai iertat, poți să îți simți sufletul efectiv așa că se deschide. Dacă nu suntem iertați, de cineva, vom fi afectați? Poți să fii afectat pentru că oamenii care nu, care sunt supărați proiectează. Deci ăsta este supărat pe mine, da? Atunci are așa un suflet negru. El va proiecta toată supărarea asta lui. I-am arătat că vezi, Doamne, că aș cam așa se face sufletul când ești supărat pe cineva. Și în momentul în care te superi pe cineva, tuf, ai și proiectat. Tuf, asta. Normal cum afectează? Că toate programele negative vin pe sufletul tău. Și automat ce îți afectează? Tot dreptul divin, trăile, emoțiile, somnul, relațiile cu ceilalți. Odată ce își pusește sufletul, îți pușește tot. Dar asta se poate face doar atât cât este voia lui Dumnezeu. Adică, domnule, am greșit. Bun. Domnule, dar n-ai vrut să-mi dai 10 palme pentru palme. Și atunci intervine Dumnezeu. Ce putem face pentru a obține iertarea unui om care nu poate să ne ierte? Există mai multe posibilități. Prima este să-mi cer iertare în plan fizic, da? Nu-mi cer iertare. Îmi pare rău. Pentru tot ce ți-am gândit. După aia este iertarea de dincolo. Adică, mă gândesc la el și îmi cer iertare. Da? După aia, dacă nu vrea nici așa, îl rog pe Dumnezeu să intervină între mine și el. Asta e treaba lui Hristos. Asta e misiunea lui. Misiunea lui e să ducă iertare. Ok?
Și atunci îl rog pe Mântuitorul să intervină între mine și un om. Dar vreau să spun că sunt oameni care nu ascultă nici pe Hristos. Nu vrea să te ierte. Pentru că neiertarea sau ura, neiertarea e o dovadă de ură. E demonic. Ura aia, ai senzația că îți dă putere. Și atunci unii sunt atât de ancorați în ura lor și în așa, cât starea de bine nu le place. Că lor se pare că Dumnezeu trebuie să fii de la care dă în munți. Aia nu e Dumnezeu. Și atunci ura aia le dă putere. Și nu vor să ierte special pentru că... Plus că sunt unii care nu vor să ierte. De ce? Pentru că vor să aibă beneficii de pe seama acestei neiertări. Adică exploatează această neiertare. Exploatează. Te face să te simți vinovat. Este unii... Mobilizare. Da. Unii manipulează așa. Dacă nu face aia, nu știu ce, eu nu știu ce mi se întâmplă. Și la la la. Și... Adică e o formă de manipulare. Deci nu iartă, nu că... Și pur și simplu să manipuleze. Și atunci, intervine Dumnezeu. Neiertările din alte vieți ne pot afecta în viața actuală? Absolut, da. Neiertările din alte vieți au automat... Deci stream rămâne. Ce o să fac? Toate neiertările din alte vieți le întâlnesc în viața asta. Toți cei pe care sunt supărat, toți cei pe care îi urăsc, îi întâlnesc în viața asta. Neiertările sunt stringuri care ne fac... Îl urăsc pe ăla, lasă-mă după pământ. Puf! L-am tras și pe ăla după mine. Și ne ciondănim... Poate să-ți fie soție? Poate să-ți fie soție, poate să-ți fie copil, poate să-ți fie mamă, poate să-ți fie ce vreți să mai. Pentru că stringul ăla face să care relația să fie din ce mai sunt. Poate să fie prieten apropiat. Te urăște din altă loc. Dar neiertările pe termen lung pot cauza chiar boli? Neiertările pe termen lung duc la cancer. Cancerul este o boală a neiertării. Neiubire și neiertare. Deci să fie foarte clar. Cine spune, vai ce băiat bun și a murit de cancer, asta nu e adevărat. Undeva, înăuntru lui, există o neiertare, există cineva pe care îl urăște, există cineva care i-a vrut rău. Sau el a greșit atât de mult, încât e cineva care îi vrea rău și are și voie. Neiertarea cuiva te afectează în măsura în care nu ți-ai plătit. Vă e clar? Bun. După ce ți-ai plătit, nu te mai afectează chiar așa ceva. Dar, cancerul, înseamnă că un om nu iartă. A fost un caz la radiestezie. Am venit o coană care avea cancer. Fac ăștia, o bagă, optimizează, curăță, face nu știu câte grade, se vindecă și după câțiva ani, metastază. Ăștia disperați. Că cum? De-al nostru? Mi se întâmplă așa ceva? Și o bagă pe cucoană la măsurător la și descoperă că avea o neiertare prin tip. Nu știu ce, au părăsit sau o tâmpenie de genul ăsta. Și zice, iartă-l, că mori. Și a zis, mai bine mor decât să-l iert. Și am uitat. Câteodată sunt niște oameni atât de încrâncenați, băi, pot să le aizez. Deci vreau să vă spun ceva. Se poate întâmpla să nu pot să ies pe cineva și mi s-a întâmplat treaba asta. Un amic de-al meu, știți cum sunt tragerile de tricou în fotbal? Când te tragi ceva de tricou și când ajungi la sfârșit, îți dai seama că ești cu 10 în urmă, îți dai 10 pași în urmă, că de fapt te-a tras un pic. Așa e perceptiv. Mă trăgea așa de tricou. Și mă trezesc, mă rog, și mi se întâmplă o chestie. N-are importanță că după aia se înțelege despre cine e vorba. Și, domnule, mă certam, mă trezeam certându-mă cu el în gând, mă culcam certându-mă cu el în gând. Deci a fost o perioadă îngrozitoare a vieții mele. Eu ziceam, deci în gând ziceam, dacă nu ratezi misiunea personală, să nu vii pe stradă că te omor. Că până pe lângă ce mi-ai făcut, așa că ți-au capul jos. Deci așa, ca la japonezi, nu se întâmplă nimic. Și m-a lăsat așa Dumnezeu. Și m-a străduit să leam. Nu, mă încercam pe lângă. Deci ce asta te trezești? Și cu gândul ăla și să-i zici de alea, cu mama, cu tot. Și la un moment dat mă lasă Dumnezeu, mă lasă. Și după vreo săptămână, două, așa, vine Îngerul Păzitor. Și se zice, auzi, da, când te șuntai și te trăgea de tricou, Dumnezeu nu era acolo? Buf. Deci mi-a dat-o așa. Da, ba, da. Și crezi că nu știa ce intenție are prietenul tău, adică să te faulteze? Ba, da. Și de ce crezi că am îngăduit? Adică,
Îngerul Păzitor e foarte finuț. Așa nu spune, bă, prostule, ești un idiot, că nu înțelegi nimic. Și că degeaba predai că, de fapt, n-ai înțeles că s-a făcut cu voința Dumnezeu și s-a îngăduit. Tocmai pentru că tu nu erai pregătit să faci. Idiotule! Asta. Dar Îngerul Păzitor nu o să zică niciodată așa. El zice, așa, Candid, și Dumnezeu nu crezi că era acolo? Și nu crezi că a văzut ce se întâmplă? Sau ai impresia că Dumnezeu n-a știut că El te favoltează? Ba da. Și de ce crezi? Păi cred că din mai multe motive. Unul, că eu n-aveam chef să fac treaba aia și era o formă așa să mă fofilez. Că nu sunt eu de vină. Ăla e de vină. Și de-al doilea rând, că nu eram pregătit să fac ceva. Și de asta vă zic, de multe ori un rol pe care ți-l face cineva e îngăduit Dumnezeu. Tocmai pentru că. Și când înțelegi acel pentru că, deja vreau să spun ceva. Nu numai că l-am iertat, dar suntem foarte mult amici și mi-am dat seama că și el avea niște plăți în față de mine de altă dată, când și eu l-am șuntat și l-am... E întreagă poveste. Dar, întotdeauna, nu este justificată neiertarea. Sub nicio formă. Indiferent ce ți-a făcut. Pentru că un rău, de ce mi-a făcut mie cineva rău? Și tocmai râdeam că eram în anul întâi de construcții și îl spuneam că a fost la Târgu Jiu. Și le povesteam că în anul întâi de construcții mă îndrăgostisem. Eram coleg cu o fată care era fată de popă. Și mi-a plăcea de fata respectivă, numai că ea era fecioară. Și eu, ca golani, mă rog, m-am dat pe lângă ea. Ei, ea cu minte, eu nu. Și când am văzut că e prea cu minte, am plecat. Evident că a avut taica pupa grijă de mine și a repetat anul întâi. Bun, nu am vina pe el. Ceea ce m-a făcut să repet anul întâi, după aia m-am dus și am făcut. Mă duceam cu studenții de la medicină și un an de zile am mers în locul unora la școală. Și în timp, asta m-a dus să devin medic. Deci răul care, vezi, Doamne, că mi l-a făcut omul respectiv la acel moment, a făcut să fiu ceea ce sunt eu acum. Cred că dacă eram la construcții, clar, nu știu dacă mai făceam medicină. Așa, m-a oprit, mi-a pus frână. Anul următor mergeam la școală lunea și în restul săptămânii mergeam cu studenții de la medicină. Și așa mi-a plăcut și mi-am dorit să devin medic și nu să mă ocup de fiare și metoare. Așa că nu întotdeauna un rău este neapărat rău. Poate că dacă nu se întâmpla așa, aveam cine știe ce trebuie. Mă rog. În orice caz, un rău, la un moment dat, poate să fie o justificare în mine, în perspectivă. Da? Mai departe. Și bolile de inimă sunt tot o consecință a neiertării? Păi clar, pentru că orice neiertare blochează chakra inimii, orice neiertare blochează centrul ăsta, orice neiertare blochează timpul, că e o dovadă de neiubire, și automat primul organ care are de suferit este inima. La femei nu e inima, sunt sânii. La bărbați, e inima. La femei sunt sânii pentru că ele au estrogenii și automat. Au centrii sânilor și atunci nu se blochează prima inima. Se blochează să nu stând drept. Și acolo apar tumori de-abia inima după 50 de ani. Dar la bărbați, primul organ care este afectat e inima. La femei sânii. Da? După sânii îți dai seama, pentru că sunt sânii, sunt organul iubirii, îți dai seama ce neiubire are femeia respectivă. Relativ la femei, la ea însăși sau la bărbați. Puterea de a ierta orice este în începutul înțelepciunii? Păi da, este. De ce? Pentru că în momentul în care poți să ierți orice și înseamnă că găsești justificarea unui act. Acest justificare a unui act înseamnă că ai ajuns la o doză de înțelepciune. Dar eu nu cred. Mie plac oamenii care sunt iertători. Ăștia sunt oamenii înțelepți. Oamenii care iartă sunt speciali. Și câteodată mă uimesc câteodată cât iertare pot să aibă anumite oameni. Dar nu poți să ajungi acolo decât în foarte mult timp. În general, neiertarea este o dovadă de imaturitate spirituală. Și atunci n-ai de ce să fii supărat pe un om care nu poate să ierte. Pentru că înseamnă că drăguțul e imatur. El nu poți cere unui copil, ceea ce poți să-i ceri unui adult. Și cum învățăm să iertăm? Înțelegând. De ce mi s-a întâmplat un lucru? Dom'le, de ce am fost părăsit? Ce am avut eu de învățat din asta?
De ce am fost rănit? Păi, de ce neiertarea apare în urma unei răni, da? Bun. Am fost rănit de ce? M-a părăsit domnișoara. Bun. Asta ce înseamnă? Că eu aveam niște așteptări, da? Bun. Dacă aveam așteptări, ea devină? Dacă eu mă visam lângă domnișoara aia cu copii și fericit lângă șemineu, e vina ei? Nu, e vina mea. Deci problema nu e, e problema aia mea. Deci, ești rănit, orice om este rănit pentru că permite treaba asta. Și ce ți este rănit? Ego. Că nu poți să rănești iubirea unui om. Un om care iubește nu poate să fie rănit. De ce? Pe orice aș face, tu mă iubești. Sau orice îi face, eu te iubesc. Bă, că te duci cu unul, că te duci cu 100 de bărbați. Nu mă interesează. De ce? Pentru că eu te iubesc. Că dacă spun, bă, dacă te duci cu 2, te iubesc. Ei, dacă de la 3 în sus, te mă iubesc. Crezi că are vreo importanță? Și vreau să spun că am avut astăzi o întâlnire cu un domn care mi-a arătat ce înseamnă iubirea. Și am, deci eu o propovăduiesc. Dar omul ăsta mi-a zis în felul următor. Zice, domnule, soția mea are niște probleme legate de sex. Și am zis, măi femeie, sunt dispus să fac orice te iubesc. Hai să vedem ce se întâmplă. Și crede-mă, n-aș avea nicio problemă dacă ar exista un bărbat care să te facă să te simți bine. Deci eu știu că asta este. Dar asta este simplu. Primul bărbat pe care l-am întâlnit și care se poate spune așa ceva. Mai sunt eu. Dar sincer, nu știu dacă aș face. De spus o spun. Dar e mai greu. Bun. Deci ce poate să... În momentul în care îți iubești un copil, te interesează pe cine să culcă? Te interesează să fie bine. Corect? Așa e și cu orice om pe care îl iubești. Ori, rănile noastre apar din ce? Din atașamente, din gelozii, din spirit de posesie. Nu e al tău. Bătut în cui acolo. Trebuie să fie al tău. Numai al tău. Nu e nimeni al meu. Asta e unul dintre lucrurile pe care le învățăm. Nu e nimic al nostru. Asta e unul dintre lucrurile pe care le învățăm. Nu poți să dăm nimic. Asta e unul dintre lucrurile pe care le învățăm. Pentru că dacă ți-e rău, poți să ai și orice. Și avioane și personice. Nu te mai interesează nimic. Când ți-e rău, nu mai are importanță absolut nimic. Cine nu știe asta, înseamnă că n-a simțit rău. În momentul în care ți-e rău, nu mai are importanță nimeni și nimic. Și abia atunci îți dai seama limita aia, ce este adevărat important. Și abia atunci îți dai seama ce înseamnă iubire. De asta zic. Apropo de iubire și de neiertare. Neiertare e o dovadă de neiubire. Adică, te-a înșelat cineva. Bun. Ești supărat pe el. Bun. E o reacție firească. Înseamnă că nu l-ai iubit. De ce nu l-ai iubit? Sau, i-am oferit totul. De ce s-a dus la alta? Și mai urâtă și mai proastă decât mine? Asta e. Păi pentru că femeia respectivă i-a oferit altceva decât îi oferea tu. Deci soluție. Și plus de asta. M-am gândit de multe ori. Și mi-a trebuit ceva timp. Mi-a trebuit să am niște relații. Sau a trebuit să am o iubire la care să renunț ca să-mi dau seama că cel mai important lucru când iubești un om este să-l dorești să fie fericit. Dom'le, fericirea unui om poate să nu fie lângă tine. Dar dacă îl iubești, îți dorești să fie fericit. Unde? Unde crede el? Unde îl trimite Dumnezeu? Unde, eu știu, unde o fi acea ființă, bărbat sau femeie, mă rog, care poate să facă fericit sau fericită. Iată să ne iubim. Așa dacă doar zicem că ne iubim și că încolo aia este doar declarativ. Nu e iubire. Iubirea adevărată nu e declarativă. Te ajută. Te împlinește. Îți dă pace. Și te susține. În tot ceea ce vrei să faci bine. Zic. Cât de important este să ne iertăm și să ne iubim pe noi înșine?
Foarte important. Una dintre cele mai mari probleme e neiubirea de sine. Neiubirea de sine și mai ales a celor care au greșit este îngrozitoare și este o tară care cel mai greu este să faci un om care nu se iubește pe el însuși și să se respecte și să se iubească. De ce? Pentru că, în general, neiubirea asta de sine are legătură cu stima de sine, are legătură cu cunoașterea de sine, are legătură cu acceptarea situației în care este unul. Și atunci, neiubirea de sine este importantă. De ce? Pentru că neiubirea de sine nu îl afectează numai pe omul ăla care se iubește pe el însuși, și afectează pe toți din jur. Neiubirea de sine face ca un om să fie victimă. Este, neiubirea de sine este specifică oamenilor cu profil de victimă. Ăștia sunt aia care sunt slugile tuturor. Și atunci, e foarte important să faci ca un om să-și crească stima de sine. Și iubirea de sine. Să-l conștientizezi. Vezi că nu te iubești. Vezi că nu te iubești corpul. Vezi că nu te iubești pe tine. Vezi că nu te iubești ca femeie. Vezi că nu te iubești ca om. Vezi că nu te respecti pentru că nu știu ce standarde ai avut și am întâlnit-o și pe asta lumea, că până la 30 de ani nu rezolv nimic, vreau să mor. Și a creat un program și nu știa doctorii de ce e rău. Și a creat un program. Zice, păi Alexandru cel Mare a făcut la 30 de ani, cu ce-i semnă? Dacă până la 30 de ani nu fac nimic, vreau să mor. Bun. Și cad. Tate, ce un program am întâlnit. Bun. Și sunt multe programe de genul ăsta produse din cauza neiubirii de sine. Și asta, neiubirea de sine, se schimbă prin felul. Primul, dacă accept. Dom'le, cum sunt? Bun, rău. Asta e. Că nu sunt foarte bun. Asta e. Îmi iau capul și merg mai departe. Dar știu că am și calități. Aia. Îmi dezvolt calitățile. Pe măsură ce îmi dezvolt calitățile, automat se dezvoltă și cealaltă. Și dezvoltându-se cealaltă, automat, ce fac? Cresc. Dar învăț. Învăț să mă iubesc. Învăț să-mi ofer lucruri. Oamenii nu știu să-și ofere lucruri. Nu e vorba că să-și cumpere gentuțe și poșetuțe și sândăluțe. A-ți oferi lucruri presupune lucruri care să fac plăcere. Eu știu, un film, un teatru, o cola. Mai bine o gentuță. Deci depinde. Fiecare pentru... Sunt oameni care nu-și oferă nimic. Totul dau celorlalți. Și zic că sunt foarte iubitori. Nu e adevărat, nu se iubesc pe nici. Pentru că iubirea de sine trebuie să fie la nivelul iubește pe aproapele tău, ca pe tine în sus. Că dacă nu te iubești pe tine, nu poți să iubești pe aproapele. Deci la nivelul ăla. Deci cât îl iubesc pe ăla, să te iubești pe tine. Nu că i-am dat totul pentru copii. Asta e prostie. Aia nu se înțeagă niciodată și o să-i zăpară firesc. Să le dai totul. Copiii nu respectă niciodată un părinte care nu se respectă. Niciodată dau un scris. Deci primul pas este să te respecti pe tine. Clar! Aia care se jertfesc, fuit. Niciodată. Tot ce am văzut. Nu știu. Nu înțeleg. Și atunci, trebuie să te respecti pe tine. Să știi foarte clar cine ești. În momentul respectiv, automat te respectă și ceilalți. Dacă eu nu mă iubesc și nu mă respect, ce o să transmit ceva în afară de neiubire și nerespectul de nimic? Nimic. Se spune așa, că oamenii cei mai iubiți sunt oamenii care se iubesc cel mai mult pe tine înșiși. Foarte clar. În momentul în care înțelegi asta, ce faci? Eman iubire de mine. Emanând iubire de mine, ce fac ceilalți? Percep iubirea de mine. Clar și firesc. Bine, nici că alții care se iubesc numai pe ei. Adică, mai calea de mijloc, așa. Să-i mai iubiți pe ceilalți un pic. Nici că Adrian cu Păunescu cu iubiți-vă pe tunuri. O care de mijloc. Apropo de iubire, de iubirea de sine și de respectul și de... a avea grijă de tine este o dovadă de iubire de sine. Nici prea mare, nici prea mică. Da? A avea grijă de corpul tău este o dovadă de iubire de sine. Nici prea prea, nici foarte foarte. Adică trebuie să existe o cale de mijloc în toate. Dacă eu mă autoflagelez, mă bat cu biciul pe spate
și îmi tai biluțele jos. Aia se poate numi în iubire de sine? Iubire de corp? Nu. Dar nici dacă stau toată ziua în spa și la manicură și la pedicură și la masaj, nu are cum să fie. Deci sunt limite. Sunt extreme. Și atunci e o cale de mijloc. Un echilibru. Bine, zi. Ne putem mântui dacă noi iertăm și nu suntem iertați? Nu. Dacă iertăm, noi putem să ne mântuim. Dar dacă nu suntem iertați, putem să ne mântuim. Deci problema mea nu este... Deci chiar... Deci să zicem, nu mai iertă cineva. Și îmi cer iertare. Doamne, îmi cer iertare. Și el nu mă ia. Aia e problema lui. Ce credeți? Că Iisus a fost iertat de toți? Nu cred. Le-a dărâmat la prea mulți concepțiile ca să nu fie supărați pe el și acum. Și să nu-l combată și acum. Ei, asta l-a împiedicat pe el să devină, să fie Fiul de Dumnezeu? Nu. Deci dacă răul este supărat pe Dumnezeu, credeți că de asta suferă Dumnezeu? E adevărat că suferă întotdeauna de primiță Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vrea să fie bine toți. Adică nu e indiferent. Dar să fim serioși, nici nu... Nu are probleme de grijă a lui. Trebuie să ajungem să iertăm chiar și răul demonului? Absolut. Demonul este o entitate spirituală care are valorile inversate. El este orbit. Știți? Până nu treci printr-o hipnoză, nu înțelegi ce înseamnă să fii demon. Adică mi s-a întâmplat o dată, eram la începuturile carierei în mine și am întâlnit o doamnă, dumneavoastră care mă duceam la ea cu un gând și plecam cu altul. Deci s-a uitat așa care și la mine ca și ca în cărțile și unglei. Și eu mă uitam, vai cum se uită la mine. Și când plecam, mă gândeam, dar oare eu? Și căutăm aici? Ei. Și atunci îți dai seama ce... Cum poate să fluxueze gândirea asta noastră. Se numește statornicie în gândirea la anestezie. Dar... Mă rog, cei cu vârsta asta la mai mici, cei mai la începutul așa, sunt ca frunzele în mână, gândul. Bun, dacă tu ești așa, ce pretenție să ai de la un copil? Sau de la un demon? Că demonul e ca un copil, care face numai tâmpeni. El n-are noțiune de bine și de rău și este predispus la rău. Cine e de bine? Ei, și tu ce trebuie să faci? Să le duci. Deci eu zic clar. N-am zis, eu tot galeria a zis-o. Vorbeam despre nu de iubirea de dușman, ci iubirea de dușmanul lui Dumnezeu. Adică el spunea că trebuie să învățăm. Mântuitorul ne-a învățat iubirea de aproape, față de aproape. Și că va deveni momentul în care va trebui să iubim pe dușmanul lui Dumnezeu, adică demonul. Și clar, iubirea demonului este, deci în primul că demonul fuge de iubire. Dacă îl iubești, fuge. Clar. Deci el, e foarte fericit dacă îl urăște. Ești foarte fericit dacă îl urăște. De ce? Pentru că oricum ar fi o conotație negativă cu care te agață. Dar dacă îl iubești, dispare. Da. Mai departe. Putem greși față de alte spirite, cum ar fi spiritele focului, ale gheții, spiritul planetei. Trebuie să ne cerem iertare, inclusiv de la acestea? Deci se poate greși față de orice elemental, se cheamă. În momentul în care folosești spiritele ca să faci rău, e clar că își greșești față de ele. De exemplu, se practică magia pe arginviu sau pe spiritele focului mai rar. Dar pe arginviu și pe gnomi foarte mult. Spiritele mormântului și spiritele mercurului. Bun. Asta este o greșeală. În viața următoare, când nu o să mai știi de capul tău și nu o să mai știi să descânti, o să vină peste tine și nu o să știe lumea ce ai. De ce? Pentru că entitățile alea pe care le-ai deranjat din... Există un mers chiar sau lucrul care ai gândit Dumnezeu. O să vină peste tine. Și o să ai boli de care nu se dea de cap medicină, pentru simplu motiv că nu o să înțeleagă. Medicina tradițională asta alternativă o să înțeleagă pe vremea aia. Dar medicina alopată nu o să știe de unde îți vine ție, ce tu mercurul de nu știu câte ori trebuie. Pentru că n-am dorit să te juca cu mercurul și acum îl atragi, că ai programul în tine.
Și sunt oameni care atrag spiritele focului și sunt oameni care, dacă ai folosit focul ca să arzi pe lume, clar ai greșit vis-a-vis de spiritele focului. Pentru că ai rănit. Și tot așa. Spiritele metalului. Dacă folosești metalul ca să omori. Deci e o întreagă poveste. Deci toate greșelile astea se contorizează și în viața următoare vine peste tine, nu știi de ce. Ai probleme cu spiritul respectiv. Cu entitățile respectiv. Și față de spiritul planetei? Spiritul planetei, Maica G. Absolut, da. Orice greșeală pe care o faci față de Maica G, automat se transferă la toate nivelurile. De exemplu, simplu fapt de a tăia copaci este o greșeală vis-a-vis de spiritul planetei. De a polua apa, de a nu știu ce face. Clar. Și în momentul respectiv ce faci? Tot ce înseamnă planetă, stă împotriva. Și atunci nu știi de ce te lovești de piatră, te tai în colțul ăla, te ia. De ce? Pentru că, de fapt, ăsta este un tot spiritul planetei, care se manifestă prin orice. Nu știi de ce mâncarea parcă nu-ți mai alegă. Pentru că mâncarea ți-e dată de cine? De planetă. Sexul. Ți-e dat de planetă. Deci toate astea sunt date de planeta Pământ. De spiritul Maicii, de Maica G. Ei, și atunci, orice greșeală vis-a-vis de planetă, se transferă în legătură cu principiul Yin al planetei. Deci, automat, o să ai probleme cu tot ce înseamnă feminitate. Tot ce înseamnă Yin. Putem greși față de lumină sau față de întuneric? Absolut, da. Păi, în funcție de cum folosești lumina sau întuneric, în planul lui Dumnezeu, poți să greșești sau nu. Poți să folosești lumina să vindec, poți să folosești lumina mea să chin. Asta ține de mine, nu? Și atunci, dacă greșești vis-a-vis de lumină, automat. În perspectiva asta se schimbă, se transformă. Față de întuneric, la fel. Pentru că sunt oameni care nu înțeleg că întuneric este o altă formă de manifestare a Dumnezeu. Deci, propriu-zis, lumina și întuneric sunt forme de manifestare a Dumnezeu. Deci, greșeala vis-a-vis de lumină sau de întuneric este o greșeală vis-a-vis de Dumnezeu. De manifestare a Dumnezeu. Care este cea mai importantă iertare pe care trebuie să o obținem sau să o dăm? De la Dumnezeu. Deci, cea mai importantă iertare pe care trebuie să o obținem este de la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu are înțelepciunea și după aia e simplu să le obții pe toate celelalte. Iar cea mai importantă iertare pe care trebuie să o dăm la activul oricine, pentru că până la urmă nu există iertare mai... E clar că trebuie să iertăm pe toți. Nu există mai sus sau mai jos. Chiar trebuie să iertăm tot. Nu există că pe asta stai un pic, că nu iertai, că iert mai târziu. E adevărat că avem o atenție. Și e foarte important să nu spuneți, Doamne, nu pot să iert. Spuneți, nu pot să iert deocamdată. Dar sper că am timp să învăț să iert. Da? Nu vă programați. Că dacă spun nu o să te iert niciodată, chiar nu o să iert niciodată. Și atunci nu vă programați. Legea iertării poate să vină prin oricine. De exemplu, în practica spirituală există un moment în care mentorul face o bucată ucenicului. Îi face ceva. Deci ceva la care nu se așteaptă ucenicul. Ucenicul se supără pe mentor. Cum a făcut mentorul așa ceva? Și de fapt ce face? Testează capacitatea de iertare. Și asta, cum să spun eu, este o altă etapă. Deci când ai învățat iertarea, ai trecut la un alt nivel spiritual. Da. În încheiere, ne puteți recomanda anumite rugăciuni pentru iertare? Nu, iertările se fac foarte simplu. Apropo de persoane. Deci rugăciunea aia pe care am dat-o în carte, da? Cu Doamne, te rog, iartă mărșirile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știință, fără de știință, ce gândeam ascultat. Da? Și este și mai este iertare de sine și de alții. Și de asta, seara, înainte să mă culc, îmi imaginez persoana cu care am o problemă și spun, îmi cer iertare de la tine pentru tot ce ți-am greșit în viața asta sau altă dată. Și îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să ne iertăm, mamă, să te iert acolo când nu. Îmi cer iertare de la tine pentru tot ce ți-am greșit în viața asta sau altă dată și rog pe Dumnezeu să te ajute să mă ierți dacă nu mă poți ierta. Te iert pentru tot ce mi-ai greșit în viața asta sau altă dată și rog pe Dumnezeu să, să mă ajute să te iert pentru ce nu te pot ierta. Și la sfârșit rog pe Dumnezeu să ne ajute și să ne ierte pe amândoi. De ce? Este reciprocă.
Nu, iertarea de multe ori este reciprocă. Și atunci cel mai important lucru este să-ți faci iertării. Iertării doar la timpul persoană. Dar nu se spune ceva. Sunt oameni care sunt încrâncenați în iertarea lor. Și nu ai ce să le faci. Deci am... Deci eu câteodată sunt siderat câtă ură poate să existe într-un om. E îngrozitor. Asta e. Fiecare și-l trage pe alu. Mai sunt? Bun. Bun. Nu știu dacă am răspuns în totalitate la întrebările care se puteau naște apropo de terapie iertării, dar vreau să vă spun că iertarea în evoluția spirituală reprezintă un pas foarte, foarte important. Imaginați-vă de ce. Imaginați-vă un munte. Și asta le explic alor mei. Motivul pentru care eu am urcat mult și deși se spune despre mine că sunt războinic, că fac, că trec, că nu este într-o cu toate fără, este următorul. Imaginați-vă că e un munte, da? Și că eu urc aici, pe muntele ăsta. Și aici mă întâlnesc cu neagigelul ăsta și apuc să mă bat cu el. Și nu-l iert. Și mă bat cu el. Și nu-l iert. Păi eu mai fost să-mi văd de mersul meu pe munte? Și atunci eu ce fac? Eu dau. E adevărat. Câteodată mai și dau. Dau și fug. Și urc. În timp ce ei rămân în neiertările lor. Aia e problema lor. Eu răspund câteodată la contraatac. Recunosc. E decât să fiu eu supărat, nu am eu să fie el. Și atunci, dar plec mai departe. Nu mă interesează. Eu nu stau să mă supăr pe el. Mi-a tras sau nu știu cine. Și ce l-am. Stau să mă gândesc. Eu trag înapoi sau nu eu trag? Dacă eu trag înapoi, eu trag și am plecat. Dacă nu eu trag, m-am plecat. Pum. Și asta e tot. Dar nu stau să fiu supărat pe el. Pe ăla, că mi-a făcut, că mi-a adresat, am un pic planul răzbunării. N-am timp. Pentru că ținta mea e aici. În momentul în care ai un adversar la care te conectezi, ținta ta devine el. Și atunci nu mă pierd pe drum. Și atunci asta vă sfătuiesc. Băi, nu mă deranjează. Considerați că trebuie să îi faceți bucata. Faceți eu. Decât să stați supărați, mai bine îi faceți bucata. Și plec mai departe. Știu că nu e așa, așa conform, cum se cheamă, normelor creștine. Corect. Dar eu n-am zis că voi sunteți Hristoși de pe acum, sau eu. Eu am zis că vreau să da până acolo, mă iau și eu de împărțit și de preluat, de dat și de luat pe aici. Și atunci, nu vă pierdeți vremea în neiubiri și neiertări, în neiertările vis-a-vis de soți care v-au părăsit, că de soții care v-au luat din avere, de tații la dați-le. Să fie sănătoși. Voi vedeți-vă la faceți altă. Nu vă pierdeți timp. Nu vă pierdeți timp în ură și în neiertări. La revedere. Am plecat. Nu sunt acolo. Deci, eu... Da? Să zicem, face o bucată. Am de ales. Eu dau înapoi și am plecat. Sau am plecat. Dar nu stau acolo să mă... Nu. Eu pierdere inutilă de energie. Bun. Deci, iertați. Ca să fiți iertați, obțineți-vă iertarea de la Dumnezeu, că e cea mai importantă. Și începutul evoluției voastre trebuie să înceapă cu iertarea vis-a-vis de Dumnezeu. Iertați-vă și iubiți-vă pe voi și nu o să vă iubească și nu o să vă iertă nimeni dacă voi nu vă iubiți și nu vă iertați, indiferent ce o să vă. Indiferent, se spune, nu știu cine a zis chestia aia cu nu poți tu să faci rău cât poate să ierte Dumnezeu. Așa că dacă El poate să ierte, nu văd de ce nu m-aș ierta și eu. Vă doresc o seară bună în continuare.